Bună seara, dragi telespectatori, și bine v-am regăsit. În această seară discutăm câteva din problemele cu care se confruntă România în acest moment și pentru care guvernanții încearcă să găsească o rezolvare. Aș vrea să amintesc dintre probleme creșterea deficitului bugetar, de asemenea reducerea prețului la produsele alimentare de bază, încercarea mai exact a guvernanților de reducerea acestor prețuri și de asemenea necesitatea creșterii veniturilor românilor în contextul actualelor scumpiri. Despre toate aceste lucruri stăm de vorbă în această seară împreună cu invitatul meu, domnul Alin Lupu, consilier județean. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație, bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Deci mergem, domnul Alin Lupu, scuzați-mă, telespectatorilor dumneavoastră. Mergem în această seară pe partea aceasta economică, cel puțin în prima parte a emisiunii. Vreau să începem cu deficitul bugetar pe care îl menționam și eu, care este într-o continuă creștere și vreau să vedem și punctul dumneavoastră de vedere de ce am ajuns în această situație și dacă există ceva măsuri sau intenții ale guvernului de a stopa cumva creșterea asta a deficitului bugetar, care ne aduce destul de multe consecințe neplăcute. Preocupările guvernului și mai ales ale Partidului Social Democrat sunt intense față de această scădere a deficitului bugetar. Dar eu aș vrea să efectuăm o analiză cauză-efect. Cauza, să știți că nu este de azi de ieri a acestui deficit bugetar și vine din actul de guvernare din la începutul anilor 2000, în condițiile în care în acea perioadă la guvernare, după cum bine știm, era două partide, PNL și USR, pentru că cel de-al treilea nu mai conta, UDMR-ul, dar juca un rol destul de important. Dar USR și PNL au creionat acest deficit bugetar încă din acea perioadă. El a fost oarecum rostogolit, dar nu la aceste proporții. Vedeți, în condițiile în care a venit acest val al scumpirilor, acest val al pandemiei, acest val al tuturor problemelor, inclusiv războiul de la nordul, de la granița de nord a României, războiul, mai acum se acutizează inclusiv războiul din Orient. Toate aceste cauze au ca efect mărirea deficitului bugetar în sistemul nostru de stat. Dar cauza principală a creșterii acestui deficit bugetar o reprezintă actul de guvernare. Actul de guvernare derulat la nivelul anilor 2000, atunci când România avea enorm de multe oportunități, atunci când România trebuia să implementeze program economic, atunci când ni se promitea acest plan economic și acest randament economic al forțelor de dreapta. Nu au fost în stare să rezolve aceste chestiuni care erau de interes cetățenesc și mai mult decât atâta, erau chiar obligatorii a fi derulate. Am avut la conducerea unor ministere destul de importante oameni care nu au înțeles către ce direcție trebuie să se îndrepte România, nu au înțeles care sunt programele, care sunt așteptările românilor față de acest act de guvernare, au ocupat acele funcții și au încasat acele salarii și activitate pozitivă sau activitate benefică în sensul cetățeanului de rând nu au derulat acele partide. Acum noi, asigurând stabilitatea acestei țări, am înțeles că trebuie să recuperăm acest ecart al deficitului bugetar și să-l aducem oarecum în parametrii normali. Avem iarăși o altă problemă la acea negociere a PNR-ului, care acea negociere a PNR-ului a venit pe un fond de secretizare maximă, pe un fond de opacitate maximă, lipsă de transparență și așa mai departe, așa încât specialiștii din Partidul Social Democrat nu au avut prilejul sau nu au avut ocazia să dezbată încă de atunci această problemă a deficitului bugetar. Ba mai mult decât atâta, prin lipsa cooptării acestor specialiști în acest program național de redresare și reziliență, vorbesc de specialiștii din PSD, rezultatele negative înregistrate în acel moment al actului de guvernare se văd astăzi, pentru că aici este o mare problemă a partidelor, să spunem, de dreapta și nu numai a partidelor de dreapta, partidelor acestea care vin pe un fond de promisiuni electorale, pe un mesaj populist în a atrage tot felul de electorat. În condițiile în care atrage acest electorat, dar nu ai soluții reale, nu ai soluții care să
te ducă către plus valoare, acest plus valoare îți reduce acest deficit și îți asigură oarecum o eficiență economică și un randament economic, înregistrezi astfel de probleme și noi, Partidul Social Democrat, venind în actul de guvernare, am fost nevoiți să combatem acest deficit bugetar, să-l combatem activ din punct de vedere politic și să începem să ne luptăm cu rezolvarea acestei probleme, care este o problemă foarte stringentă. Desigur, la acest deficit bugetar contribuie și o serie de stări de fapt juridice, precum ar fi, spre exemplu, trenarea proceselor prin instanțele de judecată. Acum lumea o să vină și o să spună ce legătură au procesele cu acest deficit bugetar. Au o legătură foarte mare, pentru că România avea de recuperat foarte mulți bani din acele procese penale unde s-au primit niște condamnări, unde au fost niște instituții, fie că sunt ale statului, fie că sunt participații ale statului, au fost, aceste instituții au fost practic devalizate de anumite grupuri infracționale sau persoane care au săvârșit fapte penale, iar Ministerul de Justiție, să spunem, prin instanțele de judecată, nu a fost interesat și de recuperarea acestor prejudicii, recuperarea reală a acestor prejudicii, ci mai mult de emiterea unor sentințe de condamnare, sentințe de condamnare în baza cărora să se arate în spațiul public faptul că se lucrează. Nu aceasta este modalitatea de lucru. Modalitatea de lucru este aceea în care constați fapta, o condamni prin acea hotărâre judecătorească, dar interesul statului era acela al recuperării prejudiciilor. În condițiile în care nu ai recuperat acel prejudiciu care s-a adus în bugetul statului, din punctul nostru de vedere, scopul legii penale nu este adus la îndeplinire. Vedeți? Luăm cazul Udrea. Cazul Udrea a fost răsunător, dar din toată acea participație penală nu a răspuns penal decât ea. Ea este singură care este în pușcărie și încearcă să-și rezolve problemele. Restul toți fie au mers pe achitare, fie au mers pe această instituție a lipsei răspunderii penale sau înlăturării, mai exact, a înlăturării răspunderii penale, această instituție a prescripției. Din punctul meu de vedere, aș vrea să fac câteva comentarii pe această instituție, pentru că nu putem. Țineți minte când a venit Partidul Social Democrat cu acea ordonanță a amnistiei, aplicării amnistiei și grațierii. A ieșit un tăvălug total în toată societatea românească și ni s-a spus: domnule, uite, Partidul Social Democrat vrea să scoată din pușcărie infractorii. Discuția la momentul respectiv era așa: dacă vrei să beneficiezi de acel act de clemență, plătește prejudiciul pe care l-ai creat. Din punctul meu de vedere, era foarte benefică acea aplicare a acelei instituții, pentru că recuperam prejudiciu, nu mai trenau procesele și rezolvam toate problemele. În condițiile actuale, am dat niște hotărâri, niște hârtii, practic, am dat niște hotărâri de condamnare, se execută ce se execută din el, ce mai poate fi executat, dar, în schimb, latura civilă, partea de prejudiciu, nu este lămurită sub nicio formă. Aici, din punctul meu de vedere, și societățile, de fapt autoritățile, precum ar fi fost ANAF, ar fi trebuit să insiste mult mai mult, dar în special parchetele și instanțele judiciare. Nu poți să devalizezi o țară și să scapi cu 3-4 ani de pușcărie, fie în executare, fie cu suspendare sau alte forme de individualizare judiciară a sancțiunii, de executare și individualizare judiciară a sancțiunii. Păi, în situația asta mai putem discuta despre un echilibru social, nu mai putem discuta despre acest echilibru social și vreau să aveți în vedere că și acest deficit bugetar are ca și cauză aceste chestiuni. Desigur, mai găsim și alte aspecte ale cauzelor. Plata unor salarii imense,
Nu se poate să ai 300 de milioane salariu sau 400 de milioane salariu în sistemul bugetar, iar tot un funcționar al statului, pentru că toți până la urmă sunt funcționari, fiecare cu statute diferite, statute profesionale diferite, dar până la urmă trebuie adus un echilibru în acest sistem bugetar. Partidul Social Democrat tocmai asta urmărește, asta vrea, realizarea unei stabilități atât din punct de vedere politic, cât și din punct de vedere economic și social, realizarea unor echități între categoriile profesionale și până la urmă realizarea unui respect între om și instituția statului. Numai realizând aceste chestiuni putem să ajungem la, în mod direct și indirect, dacă chiar doriți, la realizarea deficitului, scăderii deficitului bugetar. Pentru că degeaba astupăm pe o parte aceste găuri ale deficitului bugetar și le creăm în altă parte. Noi trebuie să mergem într-un sistem unitar și într-un sistem de stabilitate pe toate fronturile ca să putem să ducem la îndeplinire acest act guvernamental. Partidul Social Democrat are în componența sa, inclusiv în arcul de guvernare, inclusiv ca și bază profesională sau bază de oameni pregătiți profesional, are la dispoziție acești oameni, poate să facă față și va face față la toate aceste discuții. Păi și ce credeți că ar trebui, ce își propune partidul dumneavoastră să facă? Să ia de la cei care au mai mult, să dea la cei care au mai puțin, sau să ia de la cei care au mai mult, să se facă cumva egalitate cât de cât între cei care au mai mult și cei care au prea puțin? Haideți să luăm un caz concret. Credeți că este normal ca să avem un salariu de, să zicem, în construcții, că și așa îl mărim acum, de la 1 noiembrie îl mărim salariul de la 3.000, de la 4.000 la 4.500 de lei, totuși oamenii să aibă o oarecare creștere financiară și să poată să facă față acestor cheltuieli. Dar credeți că este normal să asigurăm, să vedem un salariu de 3.000 de lei la unul dintre lucrătorii acestui stat? Da? Un om care își desfășoară și el o activitate onestă și serioasă și să avem și salariu de 300 de milioane? Nu se poate așa ceva. Trebuie să avem oarecum un echilibru între aceste salarii. Nu putem să spunem că nu plătim performanța, nu putem să spunem că nu plătim pregătirea profesională, nu putem să spunem că nu plătim, în funcție de statutul profesional al persoanelor care înregistrează aceste drepturi salariale. Dar nici nu putem să-i lăsăm pe unii și să dăm banii toți la ceilalți. Trebuie să avem un echilibru, trebuie să existe și un echilibru social și un echilibru profesional și un echilibru financiar în toată societatea asta, pentru că toți au familii, toți au copii, toți au părinți, toți au nevoi financiare. Nu putem să spunem că unii mănâncă cu 10 guri, iar ei las numai cu o jumătate de gură și aia de o dată la două zile. Nu avem cum. Partidul Social Democrat are în vedere toate aceste chestiuni și dorește să realizeze oarecum un echilibru între toate aceste categorii profesionale și între toate aceste segmente sociale ale cetățenilor acestui stat. Acel lucru se întâmplă și în cazul pensionarilor, pentru că avem și acolo diferențe foarte mari între pensii și cu toate astea, guvernul, contrar celor spuse dumneavoastră, guvernul își propune ca începând cu ianuarie 2024 să mărească toate pensiile cu 13,8%. Deci cumva avantajat mai mult vor fi tot cei care au pensiile mai mari. Nu, acolo tot în această idee sau în acest raționament se va realiza tot un echilibru social. Nu este vorba că vor crește toate pensiile la fel, pentru că discuțiile pe media sunt diverse și sunt, dacă vreți, de dimineața până seara. Toți vin și încearcă să tragă jar pe turta lor, unii vin și povestesc tot felul de, argumente sau aduc tot felul de argumente. Discuția politică este că trebuie să avem un climat de siguranță, un climat de seriozitate, un climat de echilibru social între toți cetățenii acestui stat. Indiferent că ai 10 școli, că ai facultăți, că ai studii masterale, studii doctorale, se plătesc toate acestea, dar
în funcție de echilibru social. Nu putem să-i dăm toți banii unuia care vine cu nu știu ce școli universitare, iar altul care n-a avut ocazia, pentru că și aici o să fie o problemă foarte mare pe care Partidul Social Democrat deja dorește să o antameze și să o combată foarte puternic, aceea a lipsei posibilității accesării formării profesionale. Observați dumneavoastră cât s-au scumpit școlile și câți bani necesită aceste școli de la zi la zi, din ce în ce mai mult. Ori în această cheie, cei care nu au posibilități financiare nu trebuie să fie privați de dreptul de informare, de dreptul de școlarizare, de dreptul de acces la un program de studii. De ce? Asta este viziunea Partidului Social Democrat. Trebuie să asigurăm acest echilibru așa încât să putem să extragem din acest act de guvernare valorile care sunt reale ale acestei societăți, să punem oamenii profesioniști în funcții profesioniști, în funcții serioase, și să putem să realizăm tot ce ne-am propus în programul de guvernare. De altfel, programul de guvernare, suntem la zi cu el, să știți, suntem ceea ce am promis, am realizat atât în plan politic național, cât și în plan politic local. Partidul Social Democrat, iarăși revin la această idee, Partidul Social Democrat, să știți că este un partid serios și a realizat și a îndeplinit toate obligațiile pe care le-a avut față de alegători. Dar Partidul Social Democrat, așa cum v-am spus la începutul emisiunii, vine după o guvernare dezastruoasă a celor de la USR și PNL, în care s-au tras cele mai mari eșecuri, sau au avut loc cele mai mari eșecuri guvernamentale sau eșecuri politice. Noi venim acum să reparăm practic ce s-a făcut atunci. Amintiți-vă, de fapt, acum de curând, câte drumuri s-au făcut sau de câte ori a fost nevoie să se meargă la Bruxelles pentru a se deschide renegocieri refaceri ale opțiunilor din acest PNR, pentru că nu putem să ne încadrăm, nu a fost bine negociat de la început. Dacă ar fi fost un program deschis, așa cum s-a întâmplat în toate statele europene, și în Italia, și în Franța, un program la care să aibă acces partidele politice, un program care să intre într-o dezbatere publică, ar fi fost cu totul alta situația. Dar partidele de atunci nu au înțeles să aibă această conduită. Vreau să vă întreb dacă credeți că vom pierde bani europeni datorită acestui deficit bugetar care e în creștere, în condițiile în care România, știm cu toții că n-a fost niciodată fruntașă la absorbția de fonduri europene. Ca un punct personal de vedere, eu spun că nu o să pierdem acești bani europeni. Or să vină cu oarecare întârziere sau or să fie oarecare tot felul de discuții, dar Partidul Social Democrat este la zi cu absolut tot ce trebuie în acești bani, în aceste programe de absorție ale banilor europeni. Vedeți, iarăși, și nu vreau ca să arunc o vină oarecum, dar nu suntem siguri la guvernare, pentru că așa cum s-a întâmplat în 2000, trebuia să realizăm noi majoritatea și să intrăm la guvernare. Nu s-a putut, pentru că toți cei din dreapta s-au coalizat și au vrut ei să meargă înainte și au vrut ei ca să pună mâna pe butoanele guvernării și să ne demonstreze nouă Partidului Social Democrat cât de performanți sunt ei. Din contră, au demonstrat opusul și au demonstrat că nu pot să performeze în acest sistem de guvernare. Partidul Social Democrat, din contră, a demonstrat, deși blamat, dar a demonstrat că este un partid extrem de performant în ceea ce privește actul de guvernare. Avem discuții, nu suntem singuri la guvernare, de asta am și spus, tot ce privește componentă a Partidului Social Democrat, din punctul meu de vedere, suntem în grafic. Eu aș propune ca după pauza de publicitate să discutăm puțin despre lucrurile care s-au realizat, ca să nu zică cei care ne privesc acum de acasă că vorbim așa doar de dragul de a vorbi, să vorbim despre câteva fapte concrete care s-au făcut de când dumneavoastră fapte a venit multe, să știți, și bune. La guvernare. Da. Așadar, rămâneți alături de noi, dragi telespectatori, pentru că revenim în câteva clipe.
Încă din 2009, Mentor Beton inovează constant și dezvoltă beton la cel mai înalt nivel. Standardele noastre de calitate și un potențial ridicat de inovare ne dau un avantaj competitiv pe piață prin calitatea betoanelor oferite de noi, ținând cont în permanență de calitatea materiilor prime, dotările tehnice și stația computerizată cu o capacitate de producție de 120 metri cubi pe oră, personal calificat și cu experiență îndelungată în proiectarea, producția și testarea betonului, monitorizarea continuă a procesului de producție. Venim în sprijinul clienților cu servicii de transport prompt, deținând o flotă de mari dimensiuni cu autobetoniere moderne. Oferim în același timp o soluție confortabilă pentru turnarea betonului la distanță sau la înălțime mare cu ajutorul autopompelor noastre Putzmeister și Schwingstetter de ultimă generație. Producem beton pentru orice tip de proiect și oferim servicii de testare în laboratorul propriu autorizat gradul 2. Mentor Beton. Cel mai beton. Canalizarea nu este coș de gunoi. Compania de apă Oltenia face apel la toți utilizatorii atât din mediul urban cât și din mediul rural să folosească în mod corect sistemul de canalizare. Sistemul de canalizare. Utilizarea necorespunzătoare a rețelelor de canalizare duce la o serie de probleme resimțite imediat de către toți utilizatorii. Disconfort imediat. Blocarea parțială sau totală a conductelor de canalizare din zonă, refularea apelor reziduare și mirosuri neplăcute. Creșterea tarifului de canalizare, efecte resimțite de către toți utilizatorii. Perturbarea funcționalității proceselor tehnologice de epurare a apelor uzate. Creșterea frecvenței intervențiilor asupra rețelelor și creșterea costurilor de mentenanță. Soluții. Preocuparea și atenția pentru depozitarea deșeurilor pe care le generăm. Schimbarea comportamentului și implicarea civică. Suntem mereu atenți ca rețeaua de canalizare să funcționeze perfect, dar adevărul este că nu putem face asta fără ajutor. Ajută-ne să păstrăm orașul și mediul conjurător sănătos! Medima și-a deschis porțile în Târgu Jiu cu aparatură ultra-performantă și o echipă de medici radiologi de elită. Medima Târgu Jiu este dedicată oferirii investigațiilor imagistice RMN și CT de cea mai înaltă calitate. Beneficiază de rezultate precise în cel mai scurt timp. Ne găsiți în Târgu Jiu, Alea Tigului numărul 1 și la telefon 0373 301 133. Medima, excelență în imagistică medicală și radiologie. Vrei să schimbi acoperișul? Construiești o casă nouă și vrei acoperiș durabil și ușor? Noi suntem soluția! Acoperiș Oltenesc vă oferă vânzare și montaj acoperișuri complete cu țiglă metalică, tablă cutată, tablă click, tablă modulară, jgheaburi și burlane. Acoperiș Oltenesc vine cu modele unicat pe piața din România. Atenție! Promoție! Oferim culori mate la preț de culori lucioase. Ne găsești pe acoperișoltenesc.ro sau pe Facebook Acoperiș Oltenesc și la telefon 0747 017 083. Știm că a fost greu să stai acasă, dar ai reușit. Nu o să spunem că va fi mai simplu de acum încolo, pentru că nu știm. Ce știm e că nu o să ne oprim. Nici noi, nici tu. Depinde de noi toți să mergem mai departe. Fan Curier. Livrăm în continuare, oriunde, cu plăcere.
Intră pe nuneoprim.ro și vezi cum putem avea grijă unii de alții. Aeroportul Internațional Craiova este nodul de legătură între județele Olteniei și Europa, fiind poarta principală de intrare atât pentru turiștii străini cât și pentru investitori. În prezent, compania aeriană Wizz Air operează zboruri către 10 destinații europene: Madrid, Barcelona, Paris, Bruxelles, Londra, Birmingham, Dortmund, Roma, Milano, Bergamo și Bologna. Prin proiectele de extindere cu o valoare de peste 100 de milioane de euro aflate în plină desfășurare, se dorește dezvoltarea și poziționarea orașului Craiova pe harta principalelor zone de interes economic, turistic și cultural din România. La finalul implementării, Aeroportul Internațional Craiova va avea un nou terminal de pasageri care va putea procesa 2 milioane de pasageri anual. Anul 2023 a devenit unul de referință pentru Aeroportul Internațional Craiova, fiind doborâte toate recordurile de până acum. În luna octombrie, înregistrându-se deja 500.000 de pasageri, bornă care a mai fost atinsă la finalul anului 2019. Pentru mai multe informații, vizitați www.aeroportcraiova.ro sau urmăriți-ne pe canalele oficiale de social media Facebook, Instagram, LinkedIn și TikTok. Aeroportul Internațional Craiova, aripi către lumea întreagă. HealthMed, o echipă de specialiști, o singură misiune, sănătatea ta. Medicii de la HealthMed pot realiza o evaluare completă a stării dumneavoastră de sănătate. HealthMed vă poate oferi consultații gratuite prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu bilet de trimitere pentru mai multe specialități, cum ar fi orele, chirurgie, dermatologie și ortopedie. Dacă aveți vreo problemă de sănătate sau doriți un sfat medical, suntem aici pentru dumneavoastră. Echipa noastră de medici specialiști vă stă la dispoziție pentru a vă oferi sfaturi și soluții personalizate. Ce trebuie să faci? Solicită o programare gratuită. De toate celelalte aspecte ne vom ocupa noi. Consult medical de specialitate și tratamente moderne veți descoperi la HealthMed. Avem grijă de sănătatea ta. Pentru detalii și programări ne puteți contacta la 0770 819 810 sau vă așteptăm la cele două centre medicale ale noastre din strada Maria Tănase, numărul 22 Craiova și bulevardul Oltenia, numărul 1F din Craiovița 9. Suntem aici pentru a vă consilia și a vă răspunde la orice întrebare medicală. Serviciile noastre includ toată gama, de la consultații generale și până la investigații avansate. Ne ocupăm de orice nevoi medicale, indiferent dacă este vorba de prevenție, diagnostic sau tratament. Vino acum la HealthMed și ai grijă de sănătatea ta, pentru a trăi o viață sănătoasă și fericită. Natura, mereu o provocare, dar te poți baza pe Stihl. Acum ai motofereastrăul Stihl MS170 cu un extra lanț, ulei pentru motor și pentru lanț, la prețul promoțional recomandat de 1050 de lei. Pentru mai multe detalii, planuri de vânzări în rate și condițiile de transport la domiciliu, vino în magazinele Eurosport din Târgu Jiu, strada Victoriei, bloc Aparter și complex Eurosport, calea București numărul 9, dar și în magazinele Eurosport din Târgu Cărbunești, Motru și Novaci, Drobeta, Turnu Severin, Strehaia și Baia de Aramă. Stihl, pregătit pentru orice provocare. Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea. Am revenit, dragi telespectatori. Domnule consilier, după cum spuneam și înainte de pauza de publicitate, vreau să discutăm despre câteva lucruri concrete care s-au făcut pentru România, pentru români, de când ați intrat și dumneavoastră la guvernare. Păi, în primul rând, am adus stabilitatea acestei țări, stabilitate politică și stabilitate în sens economic. Desigur, sunt voci sau sunt și opinii, unele dintre ele foarte vehemente, care ne critică pe aceste măsuri fiscale pe care le-am avut în vedere. Dar să știți că altă soluție nu exista. Nu exista, tocmai motivat de acele considerente pe care vi le-am expus în preambulul emisiunii. Adică situația dezastruoasă de la, pe care a preluat-o Partidul Social Democrat în arcul de guvernare, deficitul acesta bugetar pe care Partidul Social Democrat a trebuit să-l preia și oarecum să îl ajusteze, pe de o parte, pe de altă parte,
Deci am spus despre această stabilitate economică și politică. Pe de altă parte, noi avem în vedere o reașezare echitabilă, pe valori echitabile a acestui sistem de pensii, pe contributivitate, pe anii de muncă și să asigurăm un climat de stabilitate și seriozitate și respect față de aceste categorii profesionale. O altă chestiune, am urmărit tot timpul creșterea salariilor și vă dau un singur exemplu, cel din agricultură, sau haideți ca să vă mai dau încă unul, cel din construcții, unde au crescut salariile cu 500 de lei. Desigur, se poate spune, nu e o sumă mare, dar contează. 500 de lei pentru aproximativ 600 de mii de oameni contează enorm. Bani care se regăsesc în bugetul acestor familii și cu care pot să-și cumpere tot felul de tot ce le este necesar. Pe de altă parte, am crescut acest program educațional. Am avut o aplicare către aceste chestiuni. Iarăși, infrastructura acestui stat a avut un climat serios și un climat de dezvoltare și că tot a venit vorba de această infrastructură, inclusiv la noi, la nivelul județului Vâlcea. Amintiți-vă câte discuții au fost despre această autostradă, că va trece, că nu va trece pe lângă noi sau cum pe unde va trece. Uite că o să vină și această autostradă, sunt generate și acolo locuri de muncă, ca de altfel peste tot. Deci, oricum, stabilitatea și seriozitate, Partidul Social Democrat consider că a adus acestei țări. Este adevărat că sunt foarte multe de făcut, dar să știți că nu le putem face într-un timp așa de scurt pe toate. Vreau să aveți în vedere că o lună, v-aș da un exemplu, o lună de guvernare proastă are efect în plan guvernamental deci ce s-a făcut prost într-o lună de guvernare, trebuie să recuperăm în cel puțin o jumătate de an. Deci cam asta este proporția. Gândiți-vă cât a stat aceste două partide sau această coaliție de dreapta la guvernare și cât rău au făcut ei, așa încât să vă dați seama și cât trebuie să recuperăm din urmă, iar Partidul Social Democrat niciodată nu a spus că nu poate recupera. Se pot recupera, dar cu eforturi mari. Eforturi pe care tot cetățenii acestui stat trebuie să le facă și tot cetățenii acestui stat trebuie să înțeleagă că aceste probleme nu intervin de la Partidul Social Democrat. Asta nu însemnează că noi nu am făcut greșeli, și noi am făcut greșeli, dar nu în acest mecanism. Pentru că tot ați emitit dumneavoastră de partea de infrastructură rutieră și ați vorbit și de autostrada asta Sibiu-Pitești la care se lucrează, vreau să vă întreb dacă credeți că există posibilitatea ca după acest an electoral să rămână neterminată, pentru că noi ne-am obișnuit cu multe lucruri care s-au propus și s-au promis și s-au început în timpul campaniei electorale sau cu puțin timp înainte de ea, după care nu s-au mai continuat. Să știți că Partidul Social Democrat de-a lungul timpului a dovedit seriozitate în comparație cu celelalte partide și a dovedit și o consecvență în ceea ce spune că vrea să realizeze. Motiv pentru care v-aș învedera promisiunile electorale sau programul electoral pe care noi l-am adresat cetățenilor și în baza căruia am fost votați de către cetățeni, și v-aș ruga să observați faptul că din acest program electoral foarte multe au fost îndeplinite. Vă dau un singur exemplu. La nivelul județului Vâlcea s-a promis undeva o absorție de 200 de milioane de euro necesari investiri în infrastructură, în spitale, în drumuri, în, eu știu, absolut tot ce este necesar în acest județ. Prin echipa managerială, președinte, vicepreședinți, consilieri județeni, eu știu, în special aparatul tehnic, da? S-a reușit absorția undeva la peste 500 de milioane de euro. Nu este puțin lucru să-ți depășești promisiunea și mai mult decât atâta să o dublezi și să reușești să depășești și această dublare a acestei promisiuni. Dar vedeți, nu este încă suficient. Avem foarte mult de recuperat. Practic, de la Revoluție încoace nu prea se făcuse nimic în privința drumurilor, în privința investițiilor în spitale, în privința investițiilor în școli, în privința investițiilor în plan economic, adică în atragerea unei forțe de muncă, în crearea unor locuri de muncă.
așa cum sunt ele create acum, dar oricum, din punct de vedere economic, acest județ a început să se miște. A început să se miște pentru că s-a schimbat o generație politică, a venit o altă generație politică cu alte viziuni, viziuni mult mai realiste, mult mai serioase. În același timp a intervenit și o urmărire a planurilor și a agendei electorale pe care am expus-o față de cetățeni în 2020, așa încât putem să tragem concluzia că suntem în grafic, suntem pe un trend bun, dar nu este suficient, mai avem încă foarte mult de făcut. Haideți să facem un pic referire și la anul electoral 2024. Vreau să ne raportăm la Uniunea Europeană. Cum vedeți dumneavoastră democrația în UE în 2024? Mai cred oamenii în democrație? Sunt foarte multe voci la nivel european în care se arată faptul că nu prea mai convinge această Uniune Europeană. Nu prea mai convinge din punct de vedere economic, nu mai prea mai convinge din punct de vedere social, nu prea mai convinge din punct de vedere politic, nu prea mai convinge din foarte multe puncte de vedere. Să știți că locul nostru este în această familie europeană, dar nu unii de mâna a doua, alții de prima mână și unii să muncească și ceilalți să vină cu industria know-how. Toți trebuie să stăm pe picior de egalitate, toți trebuie să analizăm problemele fiecăruia și să tragem concluzii și să ne ajutăm în mod reciproc. Europa, dacă întâlnește niște probleme în ziua de astăzi, le întâlnește tocmai motivat de lipsa de transparență a acestor execuții ale problemelor expuse mai înainte. În condițiile în care fiecare urmărește să își realizeze interesul, fiecare stat vorbesc, urmărește să își realizeze interesul și nu gândește într-un sistem unitar, într-un sistem european și să asigure un sprijin și celui de lângă el, se asigură, se realizează un declin și valorile europene nu mai sunt avute în vedere. Noi din 2007 încoace facem parte din această familie din punct de vedere politic, din punct de vedere social, pentru că din punct de vedere geografic făceam parte cam dintotdeauna, dar din punct de vedere politic, din punct de vedere economic și din punct de vedere social facem parte din această familie și trebuie să știm să ne respectăm rolul pe care îl avem acolo în această familie. Nu trebuie nici să spunem că nu mai credem în aceste valori europene, nici că nu credem în aceste valori europene. Trebuie să ne respectăm promisiunile pe care le avem sau obligațiile pe care le avem, dar în același timp trebuie să știm și drepturile pe care le avem în această comunitate europeană. Comunitatea europeană își arată rolul, mai ales în condițiile în care ai nevoie de acest sprijin al comunității europene. Problema pe care noi încercăm să o rezolvăm este că și noi trebuie să venim în sprijinul acestei comunități europene, în sensul că trebuie să contribuim la buna derulare a acestor criterii ale valorilor europene. Nu trebuie nici să creăm probleme, dar în aceleași condiții nu trebuie nici să avem create probleme de alții. Deci trebuie oarecum să fim într-un echilibru. Valorile europene sunt lovite oarecum, dar nu din interiorul Uniunii, pentru că ar fi foarte grav dacă ar fi lovite din interiorul Uniunii, ci undeva din afară. Trebuie, iarăși, că ați adus acest subiect, trebuie să înțelegem și să ne amplasăm foarte bine în mediul economic al acestei comunități europene și, din punctul meu de vedere, iar critic guvernarea USR-PNL, pentru că nu a înțeles momentul oportun de la începutul anilor 2020, în condițiile în care existau enorm de multe oportunități, mai ales prin Ministerul de Externe, să antamăm și să angrenăm mediul economic în susținerea acestei țări. Dar, vedeți, au fost niște etape care nu au fost derulate la momentul oportun, în condițiile în care nu derulezi acele etape la momentul la care trebuie să le derulezi, mediul economic se mișcă. Nu așteaptă după tine să vii și să spui, Dumnezeu, stai puțin că am pierdut trenul ăsta, mă sui în trenul următor sau nu mai sui la prima clasă, mă sui la clasa a doua. Deja te-ai descalificat. Trebuie să fii la momentul oportun și în punctul oportun. Vorbeați și dumneavoastră când ați intrat în această guvernare despre ideea de a
cumva a crea un mediu prielnic pentru cei plecați în afară să se întoarcă cumva în România și să muncească aici. Vreau să vă întreb dacă s-au făcut demersuri în acest sens sau vă doriți doar în continuare să realizați acest lucru? Îmi antamați iarăși o problemă care ține mai mult de Ministerul de Externe. Din păcate, acest Minister de Externe nu a intrat în area de competență, să spunem, oarecum plastic, a Partidului Social Democrat, pentru că, vedeți, acolo am avut un ministru de dreapta, ministru Aurescu, acum avem tot un ministru de dreapta, doamna Odobescu. Nu cunosc, am participat la câteva ședințe, dar nu cunosc în clar toate detaliile pe care le-au avut în vedere. Dar ceea ce spuneți dumneavoastră este foarte adevărat. Sunt foarte mulți români care vor să vină să muncească acasă, pentru că s-au săturat să stea plecați peste tot, prin toată lumea. Dar în același timp nu găsesc aceleași condiții salariale, aceeași amplasare a forței de muncă, aceleași condiții de muncă, aceleași condiții de securitate în muncă, cum găsesc acolo. Deci avem de recuperat și aici. Iarăși revin la o problemă la care am spus că Ministerul de Externe nu a funcționat așa cum trebuia la momentul la care existau acele contractări sau, hai să fiu puțin mai direct, spațiu economic vestic căuta să-și retragă industria din, să zicem, China, spațiu asiatic, așa încât să poată să o aducă cât mai aproape în estul Europei. Noi nu am fost la momentul respectiv atât de bine amplasați informațional sau amplasați economic, așa încât să putem să cuplăm la acest angrenaj și să putem să determinăm acest mediu economic din vestul Europei să construiască sau să continue acele activități economice la noi pe teritoriul statului român. Avem de recuperat, avem foarte mult de recuperat, dar numai prin oameni serioși, numai prin oameni care au pregătire profesională, prin oameni care înțeleg fenomenul, cu oamenii pe parte juridică, pe parte economică, pe parte managerială, toți acești oameni trebuie așezați într-un angrenaj și puși la treabă ca să poată să facă aceste lucruri. Să știți că aceste lucruri nu sunt de noutate sau nu sunt așa fantasmagorice încât să nu poată fi realizate. Sunt chestiuni care sunt de normalitate. Numai că trebuie să te apuci să faci aceste demersuri ca să poți să intri oarecum în acest angrenaj al mediului economic european. Dacă vii cu pași timizi sau dacă nu participi sau nu te situezi la momentul oportun și în punctul oportun, așa cum am spus mai devreme, nu ai de unde, nu vine nimeni să te tragă pe tine de mânecă și să spună hai că vreau să-ți dau de muncă sau hai că uite vreau să aduc la tine nu știu ce industrie. Nu. Aici aș reveni la o altă problemă pe care a întâmpinat-o România când a așteptat astfel de chestiuni și a luat cele mai mari păcăleli și a pierdut industrie, a pierdut locuri de muncă, a pierdut sindicate, a pierdut absolut tot. Nu cred că trebuie să avem acea politică în care să așteptăm. Trebuie să avem acea politică activă în care noi trebuie să determinăm prin acest ministru, prin acest minister de externe, în coroborare cu Ministerul Economiei, cu Ministerul Industriilor, să putem să aducem tot ce este plus valoare de afară și să putem să angrenăm în spațiul economic românesc. Revenind asupra anului electoral 2024, prin raportare la țara noastră, vreau să vă întreb și pe dumneavoastră cum credeți că va fi acest an? Va fi bine și pentru noi, românii, oamenii de rând? Va curge din nou lapte și miere, așa cum am învățat, cu tot felul de măriri, cu tot felul de necreșteri de taxe, cu tot felul de lucruri bune, după care în 2025 vine iar, subjugarea peste noi, să spunem așa? Să știți că Partidul Social Democrat nu are o viziune dintre asta de subjugare. Partidul Social Democrat desfășoară o politică de protecționism al individului și protecționism social al societății pe ansamblu său. Partidele care urmăresc o politică dintre asta de subjugare sunt în general partidele de dreapta care axează totul în jurul acestui element politic, axează capitalul. Este un oarecum un paradox, uite, în ceea ce privește Partidul Social Democrat, pentru că el are ca eșafod democrația. Probabil că asta a determinat de atâtea ori în istoria României unirea sau, intrarea la guvernare a Partidului Social Democrat împreună cu Partidul Național Liberal. Dar
Partidul Social Democrat nu urmărește niciodată această subjugare a legătorului sau a cetățeanului din România. În ceea ce privește alegerile electorale din 2024, din punctul nostru de vedere, noi vrem ca aceste alegeri electorale să aducă un plus valoare în interesul cetățeanului. Pe de o parte, pe de altă parte, vrem ca aceste alegeri electorale să nu fie axate pe un amatorism, așa cum vin, eu știu, câteva partide politice și adoptă un discurs dintre acesta populist, în schimb nu au niciun fel de soluții clare sau soluții tehnice, nu au nici oameni cu care să implementeze aceste soluții. Partidul Social Democrat ce vine și spune? Vine și spune în felul următor: domnilor, noi vrem să asigurăm stabilitatea acestei țări, vrem să creștem valoarea economică a acestei țări sau plus valoare în această țară, vrem să ne aducem, așa cum a spus și dumneavoastră, vrem să ne aducem tot ce avem în afara țării, să aducem în limitele acestei granițe, atât din punct de vedere uman, cât și din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere al valorilor europene. Pentru că avem deconstruit foarte mult, ne trebuie foarte multă forță de muncă, ne trebuie, dar toate acestea vin numai pe un plan de stabilitate. Asta vrea să construiască Partidul Social Democrat în următorii 4 ani de zile, 2024-2028, stabilitate, așa încât cetățeanul să se simtă în siguranță la el acasă. Vedeți dumneavoastră ce se întâmplă pe tot globul ăsta pământesc, numai războaie și la stânga și la dreapta, peste tot și în față și în spate, toți se gândesc cum să facă să pună mâna pe ceva și să-și facă rău unii la alții. Partidul Social Democrat nu vine pe un astfel de gând, vine tocmai în asigurarea unei stabilități serioase, financiare, politice și în tot ceea ce privește stabilitatea acestui stat. Vreau să vă întreb dacă considerați că aurul reprezintă o amenințare pentru Partidul Social Democrat la alegerile care urmează sau, din contră, nu reprezintă o amenințare pentru niciun partid politic? Păi aș vrea mai întâi de toate să clarificăm care aur. Că dacă vorbim de aurul geto-dacic, ăla am avut probleme cu el și astăzi avem probleme. Dacă vorbim despre partidul politic AUR, din punctul nostru de vedere nu reprezintă pentru noi o amenințare. Ca să fiu și mai direct, cetățenii acestui stat sau alegătorii acestui stat au avut o experiență nefericită cu acest partid USR. Cred că s-a învățat destul de bine acea lecție, pentru că dacă nu s-a învățat această lecție și ne confruntăm în 2024 cu o revenire a acelui trend sau a acelei majorități de guvernare sau acelor probleme care le-am avut la începutul anului 2020, gândiți-vă cât avem iarăși de pierdut și cât avem iarăși, ce timp necesită să putem să recuperăm în noi Partidul Social Democrat. Tocmai de asta Partidul Social Democrat vine și pune accentul foarte mult pe această stabilitate și această seriozitate. Noi respectăm toți partenerii noștri politici, toate partidele politice, toți oamenii politici, dar solicităm de la tot acest eșafod politic seriozitate și mai ales responsabilitate față de cetățeanul român, pentru că până la urmă acest cetățean român îi trimite pe fiecare pe funcțiile pe care candidează, îi investește în rezolvarea cu seriozitate, cu promptitudine, cu, eu știu, profesionalism, dar în interesul cetățeanului. Nu trebuie să te duci acolo în Parlamentul României sau în Parlamentul unde te duci pe funcțiile de la locale sau parlamentare sau eu știu unde candidezi și ce, să-mi oferi circ. Mie nu trebuie circ, mie trebuie soluții. Oamenii au nevoie de soluții, au nevoie de rezolvarea problemelor. Oamenii au familie acasă, oamenii au nevoie de stabilitate. Ăsta este mesajul pe care Partidul Social Democrat vrea să-l dea în abordarea acestor alegeri din 2024. Să știți că suntem la finalul emisiunii și vă rog pe dumneavoastră, domnule consilier, să transmiteți un mesaj către privitorii noștri. Păi ce să le urez sănătate, le urez toate cele bune și să ne vedem cu bine. Eu vă mulțumesc pentru prezență. Și eu vă mulțumesc mult pentru invitație. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi și până data viitoare vă doresc să aveți toate cele bune. La revedere!